Începutul de toamnă prilejește două evenimente importante la Casa de Cultură. Galeria Rotonda începe sezonul cu expoziția de pictură Catarsis a Luminiței Giurgiu. Absolventa Universității Politehnică, pasionată de matematică, prietena a copiilor, Luminița pictează pentru bucuria pe care i-o aduce arta. Vernisajul va avea loc joi 19 septembrie de la ora 18, iar programul de vizitare al expoziției este de luni până vineri între orele 9 și 18, în perioada 19 septembrie-8 octombrie 2024. Expoziția este cu vânzare, așadar timișorenii care doresc să achiziționeze lucrări sunt rugați să anunțe biroul de pază al Casei de Cultură, urmând a fi puși în legătură cu artista. În semn de prețuire pentru Luca Novac, cel mai mare taragotist al Banatului și pentru ceea ce a însemnat el în folclorul bănățean și național, Casa de Cultură a municipiului Timișoara inițiază în acest an Festivalul Concurs de Interpretare Vocală și Instrumentală Luca Novac, a cărui prima ediție urmează să se desfășoare în perioada 23 septembrie-10 octombrie. Concursul este destinat instrumentiștilor și soliștilor vocali amatori cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.